Hei, 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 bine v-am găsit, dar ce mai faceți? O secundă să urmăm protocoalele. Protocoalele. Dezinfectăm totul și acum suntem pregătiți să începem să vorbim despre nebunia cu pandemia. Paradoxul este că deși lumea se spală pe mâini, se dezinfectează și nu mai pune mâna pe față, coronavirus e pe buzele tuturor. În acest vlog aș vrea să vorbim despre toată isteria asta, dar mai ales despre faptul că panica este întețită de fake news-uri. Vă voi prezenta niște fake news-uri de la noi, dar și din străinătate. Veți vedea un interviu cu un medic, o persoană total calificată să ne spună ce să facem și ce să nu facem în perioada asta. Voi aduce și partea fun a lucrurilor. Voi face un playlist așa cu piese de coronavirus, foarte scurt. La sfârșit vă voi prezenta și o ofertă comercială care s-ar putea să fie de folos în vremurile astea de izolare. Primul fake news din străinătate despre care vreau să vorbesc este băutul de clor. Dioxid de clor, cred, este un înălbitor industrial și cică a mers vorba prin Asia că ar fi foarte bun pentru alungarea bolii. Bine, el e foarte bun, dioxidul ăsta de clor, înălbitorul, că te curăță de tot, numai de boala asta. Mai nasol e că în urma unui astfel de fake news, oamenii au murit în Iran. Au auzit acolo că e bine să bei alcool, că dacă bei alcool, la fel previi coronavirusul. Numai că ei, de regulă, nu beau alcool, pentru că în Iran nu e ilegal, da? E, și atunci oamenii ăștia au făcut rost de alcool de la contrabandiști, ăia cine știe ce lor fi dat alcool industrial, ăștia au băut și au murit. Poate că e și din cauza că ei n-au băut alcool toată viața lor și acum ori fi turnat în ei până s-au pus în cap, habar n-am. Dar uite că e bine că noi începem de mici și noi nu o să ne lovim niciodată de asta. Aici e cafea, apropo, nu știu de ce am făcut așa, e cafea. Ideea e că au murit oameni în urma acestui fake news. Potrivit BBC, chiar și un YouTuber, un Jordan Satter, ar fi spus că există niște leacuri din astea miraculoase care conțin clorul ăsta, iar omul are peste 200.000 de abonați pe YouTube. Gândiți-vă că ar fi fost de ajuns ca din 200.000 de abonați, 10 să ia înălbitorul și să-l bea. Gata, s-a terminat. Tot pe afară ar fi circulat și zvonul că previi contactarea de coronavirus dacă te ungi cu muștar. Dacă te dai cu muștar pe tine, ești nebun? Datul cu muștar ar funcționa doar dacă ai virusurile mici. Sau datul cu balegă, ci că și asta mergea prin Asia, că dacă dai ungi cu balegă și arunci balegă peste tot, asta te ajută mult de tot în lupta cu COVID-19. Un alt zvon care a circulat prin China a fost mâncatul de usturoi, căci că dacă mănânci usturoi, ești super imun. Și nu e chiar așa, pentru că s-a trezit o chinezoică să mănânce 1,5 kg de usturoi și a ajuns la spital. Bă, n-ar fi nimic rău că mănânci usturoi, nici chiar și 1,5 kg, cum a mâncat tanti asta. Dar faza nasoală e că ajungi la spital și mai și încurci pe aia care au o grămadă de treabă acolo, asta le mai lipsea unul care a mâncat 1,5 kg de usturoi să mai ocupe și de la să-i facă spălături. Știi? Foarte bun, în Myanmar, cică, o soluție ar fi fost să dormi cu ceapă lângă tine, cu ceapă tăiată, căci că ceapa aia absorbe virusul. Înțelegi? Cum ar veni ceapa mătii de virus? Ina-o încoace! Cică să bei suc de ghimbir ar mai fi fost o soluție, ceea ce iar nu știu dacă îți face ceva rău, din contră te dezinfectează pe mați, pe dinăuntru, dar sigur nu te ajută în lupta cu coronavirus și să bei apă caldă la fiecare 15 minute. Asta a fost un fake news care cică pleca de la un medic japonez. După aia a fost tradus fake news-ul ăsta și în arabă. A avut 250.000 de share-uri, o nebunie din asta. Nu te ajută cu nimic decât că vei avea rinichii mai curățați, vei fi mai hidratat. Foarte bine, foarte bine. Da, nu cu COVID-19. Probabil că vă întrebați ce este acea pată neagră din stânga mea. Se vede, nu? Să facem lucrurile mai clare. E cafeluță, boss, spray, că doar ce te-ai trezit din somn. Așa, unde rămăsesem? Că virusul a fost eliberat intenționat de o companie de farmaceutici, o companie care face vaccinuri, la care este și Bill Gates acționar și că de fapt ei asta au vrut să facă o grămadă de bani de pe urma vânzării vaccinurilor.
E o teorie a conspirației pe care o susține și Dorian Popa în vlogul lui, într-un vlog despre coronavirus. Vorbim și despre asta imediat. La noi a circulat foarte mult mesajul ăla vocal cu doamna care spunea, care era medic, se presupune, și spunea că nu e bine să iei vitamina C pentru că vitamina C îți face sistemul imunitar prea puternic și atunci corpul tău reacționează aiurea în lupta cu coronavirus, un virus pe care nu știe, în fine, bla bla. Deci, circula chestia asta care spunea că nu e bine să iei vitamina C, apoi venea o grămadă de oameni care spuneau că e bine să iei vitamina C, printre care și Dorian Popa. Apoi tot el a spus și că e bine să bei în fiecare dimineață un pahar de apă caldă cu lămâie, că asta ajută la fel la sistemul imunitar și în lupta împotriva coronavirus. Nu cred că ajută o apă cu lămâie în lupta asta, dar cred că ajută la dietă. Deci cu siguranță Dorian va avea followeri mai bine pe trup, asta e clar. Să nu mă înțelegeți greșit, că Dorian e prietenul meu, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu de acord cu tot ce a spus el în vlogul lui. A zis și o mulțime de lucruri bune, dar a spus și o grămadă de chestii care nu au niciun sens. Nu că ar face rău să bei apă cu lămâie, răul în informațiile astea e că deturnează atenția de la lucrurile pe care trebuie să le facem cu adevărat. Nu că ți-ar face rău în sine băutul de apă cu lămâie. Nu te mai speria, mă! Tot Dorian spunea că vor să ne împuțineze, că Bill Gates, că vor să ne omoare, că noi consumăm resursele planetei și că ăia mari de sus au eliberat acest coronavirus ca să ne mai, să mai scape de noi. Bă, dar să fim serioși, că există site-uri unde poți să vezi exact câți infectați sunt și câți oameni au murit și câți s-au vindecat și acum, la momentul filmării, sunt, o să vă las și site-ul, sunt undeva la 150.000 de infectați, 5.500 de decese, la 7 miliarde și jumătate de oameni. Adică, boss, eu cred că dacă ăia de sus voiau ei să ne omoare pe noi, cred că găseau o metodă ceva mai eficientă, nu omorau 5.500 de bătrânei. Știi ce zic? Asta spun. Și poate că o fi o chestie economică, poate e o chestie lansată de sus, numai că vorbitul despre teoriile astea ale conspirației pe noi nu ne ajută cu nimic. Nu vindecă treaba, noi trebuie să ne concentrăm fix pe lucrurile puține pe care trebuie să le facem ca să ținem sub control toată nebunia asta și răspândirea virusului. O să observați că eu nu o să vă spun să faceți într-un fel sau altul, pentru că, așa cum ziceam mai devreme, avem un interviu cu un medic care vă va spune el. Dar să trecem la chestii cu adevărat nocive, cum ar fi Antena 3. Am găsit cel mai nenorocit articol posibil, o să-l pun și pe aici, dacă nu l-ați văzut deja că l-am pus și pe story. Un articol care spune așa. Ministrul spaniol al sănătății, al treilea strănut poate însemna moarte. Că în contextul răspândirii COVID, autoritățile au închis și la ei în Madrid școli, la toate cele. Bun, și ce a spus ministrul sănătății? Că un strănut e în regulă, două pot fi tolerate, dar al treilea, în condițiile în care suntem, deja poate însemna moarte. Nu putem să riscăm și să avem mai multe persoane infectate. Persoanele care arată rău vor fi sacrificate. Scrie elmundotoday.com. Ăsta este articol pus pe Antena 3. Iar acest elmundotoday.com este un Times New Roman, un kamikaze al spaniolilor. Este absolut înfiorător că Antena 3 a preluat articolul ăsta ca știre. L-a luat de bun, l-a pus acolo de bun. Bă, să transmiți tu că în Spania ministrul sănătății deja omoară oameni, asta înseamnă întețirea panicii. Alarmarea populației. Fake news de pe la noi, mamă, unul pe care mi l-a dat maică mea, de m-am și certat cu ea, m-a enervat groaznic. Am trimis o postare. O postare a unei Adriana Vitan Balint. Habar n-avem cine e, da? Că Italia e în Uniunea Europeană. Când Uniunea Europeană are nevoie, Italia sare în ajutor. Dacă în Italia are probleme, Uniunea îi întoarce spatele. Că Germania produce măști și că Germania a refuzat să trimită măști în nordul Italiei. Și că ia uite cine a salvat Italia, că tot chinezii au trimis și că mișto cu Uniunea asta e o dulceață, se te tot bizui pe ea.
În primul rând că nu știi de când este poza aia făcută, cu măștile trimise către italieni. În al doilea rând, nu știi cine este doamna Adriana Vitan Balin, cu tot respectul, dar nu am auzit de ea ca fiind vreo somitate jurnalistică. De ce s-o cred? Nu numai Germania, inclusiv România a asistat exporturile de tot felul de medicamente, măști, tot felul de chestii medicale pe care în mod normal le trimitea în Uniunea Europeană, dar acum le ține aici în țară pentru că, în primul rând, trebuie să avem pentru ai noștri, da? Deci este un fake news și mai mult decât atât, este o otrăvire cu dușmănie. Să ne prindă acum dușmânia, să ne apuce ura pe Germania, că n-a vrut să trimită măști către italieni. Dar de unde știm noi că mesajul ăsta nu e de fapt o propagandă rusă? N-am idee, știi? Sfatul meu este să share-uim numai chestii care provin din surse credibile. Bă, frate, dă-mi articol de pe ProTV, de pe Mediafax, de pe Digi, dă-mi de pe BBC, de pe CNN, dar nu-mi da privați din ăștia, cum a fost și un fake news prin Italia, care, mă rog, au umblat și pe la noi, cum că au scos italienii tancurile pe stradă. E adevărat că erau tancuri pe stradă, e adevărat că s-au suprapus cu perioada asta cu COVID-ul, numai că tancurile alea veneau din punctul A în punctul B după niște exerciții care n-aveau nicio legătură cu coronavirus. Deci e groasă cu fake news-ul, pentru că, uite, urmările pot fi tragice, cum a fost cu domnii din Iran care au murit. Sau se formează panica asta, sau se formează ură și discriminare. Hai să vă zic eu un exemplu concret. Am cunoscut la sală un băiat cu origini asiatice, în urmă cu o lună, să zicem. Și am stat puțin de vorbă cu el și abia apoi, când am plecat acasă, m-am gândit, zic, bă, dar n-am făcut și eu o glumă, bă, cu coronavirus ăsta. Atunci era la început, era super light treaba, puteai să faci glume câte voiai, da? Și m-am întâlnit cu el săptămâna asta, adică după 2-3 săptămâni, și l-am întrebat, zic, băi, dar ia zic, cum e cu glumele? Cum le suporți? Ce se întâmplă? Ce zice lumea? Că na. Ce, bă, glumele ca glumele, că n-am absolut nicio problemă cu asta și mie îmi plac. Bă, problema e cu ce am pățit la facultate. Omul 21 pic de ani. Și era la un curs, seminar, erau puțini în clasă și erau răsfirați. El stătea cu două colegi în ultima bancă. A intrat profa și le-a spus să vină mai în față. În momentul în care s-a ridicat, i-a zis mai puțin tu. Și l-a zis de ce? Iar profa i-a spus că vrem să ținem virusul la depărtare, nu vrem să riscăm nimic. Ăsta normal că s-a enervat și s-a dus în prima bancă. Profa s-a dat pe partea îndepărtată a catedrei față de el și i-a zis să iasă, că nu-i pune absență, că ea are copil mic acasă, nu vrea să riște absolut nimic. Băiatul i-a zis, doamnă, să uitați care-i treaba. Eu ies, plec, cu condiția să-mi puneți 5, eu nu mai vin tot anul, dacă e așa. Îmi puneți 5, am trecut materia, pa și pusi. La ASE se întâmplă chestia asta, la o facultate de business, turism, ceva de gen. Da? Profa zice că nu și atunci el zice că nu iese din clasă. După câteva minute iese profa din clasă. El nu vrea să facă, băiatul super finuț, nu vrea să facă scandal pe discriminare, pe asta. Și colegele lui se duc mai sus, la profi, la cine trebuie, la, eu știu, decani, la. Unde toată lumea ia apărarea băiatului, normal, pentru că este super discriminare. Băiatul este crescut, născut în România. Colegii iau apărarea. Cu toate astea, a doua zi este rugat să vină la facultate cu pașaportul, să arate că n-a fost în China, ultima oară fusese în China în 2006. Înțeleg că se face o anchetă și că și profa nu mai am datele, ce s-a întâmplat după, că s-ar putea să fie sancționate, în fine. Omul mi-a spus următoarea chestie. A fost prima oară în viața mea când m-am simțit așa nasol, dar am trecut repede peste și pe de-o parte o pot înțelege. Și am zis, bă, tu ești un om foarte bun. Eu n-aș fi reacționat așa. Eu aș fi făcut itai tărăboiul. E un caz de discriminare. Și dacă o profă universitară reacționează așa, păi ce te mai aștepți de la bombardierii mei din Berceni, de exemplu? Dacă o profă face așa, păi ala, dacă îl vede pe stradă, îi dă direct una în cap. Bă, să nu uităm că în momentele astea, cel mai important este să fim oameni. Nu să ne mâncăm între noi ca în filmele apocaliptice. Știți filmele alea de groază în care pleacă niște prieteni la munte cu cortul și se întâmplă ceva nasol și după aia, mamă, în 5 minute se bănuiesc unii pe alții, se omoară, își fac tot felul de scenarii, se fac bisericuțe. Frate, suntem oameni, să ne păstrăm calmul și rațiunea, pentru că în astfel de momente iese la suprafață adevăratul caracter și calitatea umană.
Dar să trecem de la sfaturile de specialitate și să-l ascultați pe domnul doctor Vlad Mixici. Am făcut acest interviu cu el la radio, în direct, la Dimineața Blană. Domnul doctor a lucrat cu cele mai prestigioase instituții internaționale în domeniul politicilor de sănătate, a scris mii de articole despre sănătatea românilor, e specializat în domeniul politicilor de sănătate, coordonează Observatorul Român de Sănătate, e membru în bord Alianței Europene de Sănătate Publică, a absolvit Facultatea de Medicină din Timișoara și un masterat în politici de sănătate la London School of Economics and Political Science. Spuneți-ne, domnule doctor Vlad Mixici, ce trebuie să ascultăm, ce nu trebuie să ascultăm? Este util ca să fie luate în seamă recomandările și sfaturile care vin din surse publice, aici mă refer la instituții de sănătate publică din România sau naționale. Indivizii sunt persoanele, inclusiv eu și dumneavoastră, suntem toți supuși greșelii, însă recomandările și sfaturile care vin din partea acestor institute de sănătate publică din România sau din afară sunt întotdeauna trecute prin mai multe grupuri de oameni, deci știți cum e, 10 creiere împreună au mult mai multă putere decât unul singur. Da. Bun. Și despre teoriile astea cu vitamina C, de exemplu, ce ne puteți spune? Da, nu există în acest moment dovezi științifice că vitamina C ar preveni sau ar vindeca coronavirusul, însă vitamina C este într-adevăr o cale prin care se poate fortifica organismul, are anumite calități benefice, dar în contextul epidemiei de coronavirus nu ajută în mod special, cel puțin în acest moment nu există niciun fel de dovadă științifică că asta s-ar întâmpla. În privința lămâilor fierbinți, că știu că a circulat foarte mult și această poveste, lămâile fierbinți cu apă fierbinte sau ceva de genul acesta, aceea este o informație despre un leac, acest leac a circulat ca informație și în anii anteriori, acum a fost doar reîmpachetat și viralizat din nou. Coronaviralizat din nou. Da, coronaviralizat. Nu există niciun fel de dovadă științifică că această combinație ar avea vreun efect, nici în prevenția, nici în vindecarea coronavirusului. Ba mai mult, dacă vitamina C totuși are niște efecte benefice, în acest caz lămâia cu apa e bună, are un gust bun, ca și ceaiul cu lămâie, poate să relaxeze, dar nu are efecte științifice dovedite și o spun asta cât se poate de categoric în privința oricărei boli virale. Sunt tot felul de astfel de mituri și de zvonuri care umblă. Trebuie să zicem din nou că nu există în acest moment un tratament pentru coronavirus. Există o serie de medicamente care sunt folosite în alte boli. Ele au început să fie testate, utilitatea lor a început să fie testată în cazul coronavirozelor, dar acest lucru este încă foarte, foarte la început. Nu uitați că vorbim de un virus care a apărut așa de puternic de-abia de 2 luni, deci ne cunoaștem de puțin timp cu el. Orice tratament de acest gen trebuie să ne asigurăm că el face mai mult bine decât rău, tocmai de aceea durează până ce un astfel de tratament este validat științific că chiar funcționează. Deci în acest moment suntem strict într-o perioadă experimentală în privința vaccinurilor, cele care pot să prevină. Aici va mai dura cel puțin, în cel mai optimist scenariu, va mai dura cel puțin un an, poate dacă se întâmplă un miracol, 6 luni, dar cel puțin un an va mai dura până ce vom putea spera la un vaccin. Există însă, și aceasta e vestea bună, există în acest moment peste 11 echipe științifice în lume, în universități foarte puternice, care lucrează zi lumină pentru a dezvolta un nou vaccin contra coronavirusului. Dar oricum și acea conspirație care spune că este
o epidemie lansată de diverse companii interesate să facă bani din vaccinuri, nu e adevărată, că iată, n-a ieșit nimeni cu un vaccin și, din păcate, nici nu va ieși prea curând. Spiritul e dezinfectant sau nu e dezinfectant? Da, orice astfel de substanță care are cel puțin 70% concentrație de alcool are și proprietăți virucide, adică distrug virusii, dar într-o măsură, deci nu total, tocmai de aceea se recomandă ca atunci când folosim astfel de substanțe, ideal este să ne și spălăm pe mâini înainte de a le folosi, pentru că dacă nu suntem spălați de mult timp pe mâini, atunci pe mâini rămâne o peliculă de grăsime și în caz că această peliculă de grăsime încă este acolo, dezinfectanții funcționează mai greu. Dar în general acesta este principiul. Priviți pe ingredientele produsului pe care îl folosiți, dacă acolo scrie 70% conținut de alcool, atunci acea substanță cu siguranță face mai mult bine decât dacă nu ați folosit-o. În regulă. Bun. Alte metode de prevenție, în afară de spălat pe mâini și tot ceea ce auzim în fiecare zi și ni se spune... Da, de mai puține zile auzim acest lucru legat de statul acasă sau încercarea de a evita locurile publice și aglomerate. Știu că asta nu e întotdeauna ușor de făcut, uneori avem treabă și trebuie să mergem în locuri publice. Atunci când facem asta, e bine să încercăm să păstrăm distanța față de cei din jur. Când mă refer la distanță, cel mai sănătos e să punem doi pași între noi și cei mai apropiați, chiar să-i ocolim. Nu e deloc nepoliticos să faci asta. Nu știu dacă ați văzut, prin magazine există unii angajați, cei de la casierii de obicei, care au început să poarte mănuși. E foarte bine că fac asta pentru... a încerca să devină conștienți de faptul că trebuie să se abțină să nu ducă mâna la gură și la nas atâta de des pe cât o facem de obicei. În același timp, infecția cu coronavirus în 8 din 10 cazuri este una ușoară sau moderată, dar din cauza că virusul e foarte contagios, foarte lipicios, în cazul în care un număr mare de persoane se va îmbolnăvi, vom vedea o mulțime de cazuri grave în rândul categoriilor vulnerabile. Aici mă refer în special la persoanele vârstnice și la persoanele care au alte boli cronice deja. Deci, aplicând aceste metode, nu ne protejăm doar pe noi, dar îi protejăm și serios vorbesc. Nu e doar așa o vorbă în vânt. Îi protejăm chiar și pe părinții noștri, pe bunicii noștri. Dacă avem prieteni care au diabet sau care au astm, pentru ei o infecție cu coronavirus ar fi o reală problemă. Îl auzeam pe domnul ministru al Sănătății spunând că avem un sistem sanitar slăbit, care a fost întreținut nesănătos ani de rând. Ca medic, sunteți îngrijorat dacă în cazul unei explozii ar urma același scenariu din Italia? Suntem mai pregătiți? Am luat măsurile mai din timp? Să vă spun cât se poate de sincer, nu sunt deloc îngrijorat în privința capacității de reacție a colegilor care lucrează în spitalele de boli infecțioase, în secțiile de terapie intensivă. Personalul medical din România este solid pregătit. Cele două specialități de care vorbesc, de care vom avea nevoie în această perioadă, sunt chiar mai bine pregătite decât media, însă am emoții în privința capacității de organizare, pentru că degeaba ai medici buni dacă ei nu primesc și contextul potrivit în care să lucreze. Ori aici contează foarte mult capacitatea de organizare a sistemului, capacitatea sistemului de a identifica cazurile noi cât mai devreme, de a diminua circulația virusului. Ori în România, pentru că așa e făcută legea, un rol important este jucat de direcțiile de sănătate publică din județe,
care sunt brațele autorităților la nivel local. Ori direcțiile de sănătate publică nu sunt niște instituții foarte bine dotate, nici din punct de vedere al resurselor umane, nici materiale. E lipicios și în cazul copiilor, doar copiii nu sunt atât de expuși, fac boli ușoare. De altfel, rata de cazuri grave la nivel internațional în rândul copiilor este foarte, foarte mică. Astea sunt recomandările pe care trebuie să le urmați. Astea sunt sfaturi venite de la un specialist, un om care chiar știe ce vorbește. În general, ascultați numai de surse oficiale, de oameni cu expertiză. Nu mă ascultați pe mine, nu ascultați de postările de pe Facebook, nu-l ascultați pe Sarsailă, ascultați-i pe cei care sunt puși acolo să se ocupe de chestia asta. Ascultați-l pe Raed Arafat, cunoscut sub numele de Rafael Nadal. Să trecem la partea funny și să dăm drumul pe niște dansuri cam care ar fi piesele de coronavirus. Pentru cei care urmăresc Poliția Muzicii, bineînțeles că știți coronavirus, tu ce crezi? Virus, tu ce crezi, România că te așezi. Da. Nu știi că în asta țară virusii n-au nicio șansă. Totodată cu asta, coronavirus chinezesc ar mai fi. Ia, vreau fix pe început să mergem. Asta a avut mai multă dreptate, deși a fost lansată tot pe 1 februarie 2020. Coronavirus chinezesc, pe românii zăpăcesc, ea e mai Nostradamus. Apoi, mai avem așa, stai mă nebunule. Avem maneaua aia mai tare ca virusul corona. Aici virusul corona e un virus care face bani mulți. Că fiți atenți ce zice poetul. Orice țară, ca putere colosală, eu produba, Nicu Tona, că sunt virusul corona. Eu produc banii cu tona, că sunt virusul corona. Deci aici e bine, e cu bogăție mare vine virusul, niciun caz cu pandemie. Așa, și preferatul meu și hitul hiturilor, din punctul meu de vedere de coronavirus, este Iofrangel, pe care eu l-am dat și la radio destul de mult. Coronavirus se numește, dar eu îi zic coronapiru pentru că așa sună. Coronapiru! Coronapiru! Nu, că îmi place mult. Concluzia acestui vlog este, așadar, că ar trebui să avem grijă din ce surse ne informăm ca să nu ne omoare informația înainte să ne omoare coronavirus. Hai să le ușurăm munca autorităților, hai să le ușurăm munca celor care se ocupă de toată criza asta, nu să ne ușurăm pe ea. Și pentru că cei mai mulți dintre voi ascultați recomandările și stați cât se poate de mult în casă, vreau și eu să vin cu o ofertă care ar putea să vă ușureze izolarea și anume... Dacă vă comandați de mâncare, cum sunt sigur că o faceți mai mult decât de obicei în perioada asta, prin Foodpanda, să știți că la orice meniu maxi de la McDonald's comandat, primiți o plăcintă gratuită. Și mai mult decât atât, livrarea este gratuită. În București, Cluj, Iași, Timișoara, Brașov, Constanța. Ofertă valabilă până pe 31 martie. Pe Foodpanda. Să știți că Sarsailă e la comercialul care a adus această ofertă. Bine, vă mulțumesc mult de tot că ne-ați urmărit. Să vă uitați și la Poliția Muzicii dacă n-ați făcut-o. În curând să știți că o să începem să filmăm și Omul Străzii, să mai vină căldura și, bineînțeles, să mai treacă nebunia asta, că nu-i nimeni pe străzi și Omul Străzii ar trebui să stea și el în casă, că ascultă de toate recomandările astea. Ne auzim la radio dimineața de la 7 la 10 la Dimineața Blană pe Pro FM. Eu sunt Sebastian Cozofană, voi sunteți pupați, lare de verde!